7. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Oare cu cine s-a întâmplat lucrul acesta? Cu un miel care a fost tăiat acum de Paști, nu domnul, frații mei, nu nici surorile mele, ci s-a împlinit aceasta cu mielul lui Dumnezeu fără de cusur, cu Domnul Iisus Hristos. Ioan Botezătorul spunea aceste cuvinte. Iată mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatul lumii. Și aceasta s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Prin Domnul Iisus Hristos, în această zi, suntem chemați să îl binecuvântăm pe El. Și de ce nu? Ca să ne întoarcem inimile noastre spre Dumnezeu. Să ne întoarcem și să vedem că El a plătit prețul răscumpărării noastre. Și dacă ne-am întoarce puțin în Isaia, în capitolul 53, frații mei și surori, aici găsim cuvântul lui Dumnezeu care ne spune câteva lucruri extraordinare și nu ni le spune de astăzi, nu ni le spune de ieri, ci ne le spune cu 750 de ani înainte de a se întâmpla toate lucrurile acestea cu Domnul Iisus. Și uitați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că se întorcea de El și noi nu l-am luat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care îi dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Fie slăvit și binecuvântat numele Lui. Aceasta a făcut-o Domnul Iisus Hristos pentru păcatul meu, pentru păcatul dumneavoastră și nu numai atât, pentru păcatul lumii întregi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ca în dimineața aceasta să ne așezăm pe genunchi în continuare și să-L binecuvântăm pe Domnul Iisus. Să binecuvântăm jertfa de la Calvar și, de ce nu, să-L binecuvântăm pe El pentru că s-a încărcat cu păcatele noastre. Și în ziua de astăzi putem ca să-L lăudăm. Putem ca să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu și El este gata ca să ierte vina păcatului nostru. Haideți să continuăm rugăciunea aceasta prin surorile noastre și ne vom pleca din nou pe genunchi.